Corvinul Hunedoara și-a încheiat aventura în preliminariile Europa League după ce a pierdut la mare luptă dubla cu Rijeka, scor 0-1 la general. Dominată în prima repriză de vicecampioana Croației, Corvinul a avut o șansă uriașă de a trimite meciul în prelungiri, dar Sergiu Buș a ratat penaltiul de care au beneficiat hunedorenii în minutul 76. Per total, Florin Maxim a fost mulțumit de repriza a doua de la Rijeka și crede că dacă Buș ar fi marcat din penalti și ar fi trimis meciul în prelungiri, Corvinul ar fi putut obține calificarea. Știam că întâlnim o echipă puternică pe teren propriu, le-am văzut multe meciuri și știam că începutul de joc le va aparține pentru că au subordonat echipe mult mai mari și mai bune decât noi, dar știind aceste lucruri trebuia să gestionăm altfel începutul de joc. După care, să spunem, puteam balansa partida, începutul de partidă, cu acea lovitură de cap a lui Manolache din corner. Știam că ne vom elibera pe bara a doua, puteam marca noi atunci și poate altfel ar fi stat acest joc. Zic, a doua repriză, am făcut o repriză consistentă. O repriză bună, o repriză metalon pentru noi, pentru viitorul nostru. Noi acum ne-am calificat în conference. Noi dacă marcam la acel penalti, mai aveam de jucat încă 15 minute plus încă 10 minute adiționale. Se putea întâmpla orice, echipa din Rijeka era egalată acasă, o stare de tensiune exista și asupra ei. Puteam tranșa, eu zic, acest meci dacă reușeam să marcăm. Nu sunt supărat pe ratare, chiar mă bucur că și-a asumat să execute acel penalti. Deși a pierdut, Corvinul își va continua aventura în cupele europene. Echipa antrenată de Florin Maxim urmează să întâlnească echipa Astra din Kazahstan în turul 3 preliminar al Conference League, joia viitoare la Sibiu.